UTA a pierdut cu scorul de 1-0 meciul cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat și a ratat șansa accederii în play-off. Golul lui Gregorio din minutul 20 a consfințit soarta partidei, una modestă făcută de arădeni. Miza partidei a fost prea mare și a copleșit pe jucătorii UTEi. De cealaltă parte, victoria îi ajută pe dinamoviști să urce pe un loc de baraj înainte de play-out. Nu am avut șansă, a punctat Mircea Rednic la final. N-am mers. N-am avut șansă la... Uitați și golul care l-a dat, o minge deviată. Noi, repriza a doua, am avut minge deviată, s-a dus afară. Am avut și un șut al lui Triv, care a scos-o portarul. Prima repriză ne-am retras prea mult. Ne-au mijlocat și central, de-aia am și schimbat la pauză. Jucăreau prea jos. Prea jos și de-aia am făcut schimbări. S-au văzut că repriza a doua noi am dominat jocul. Păcat că... centrelele care au venit n-au fost precise. Puriul a mai spus că de multe ori jucătorii săi s-au precipitat și au făcut greșeli personale care au costat. Am făcut greșeli, adică am avut situații în care ne-am precipitat, degajeri de asta la întâmplare și așa le-am dat lor încredere. Deci erau soluții în care erau alte posibilități de făcut. Am avut și noi două situații cu centrel Mico și a avut... Căpușe, a tras la poartă, a scos portarul, dar putea să dea în spate, a avut Fabri pe zonă centrală. Nu-i primul meci în care, în momentul când e o presiune și, eu știu, miză foarte mare, unii dintre jucători au teamă. Chiar dacă în repriza secundă UTA a dominat jocul, acest lucru nu s-a concretizat pe tabela de marcaj. Mircea Rednic a pus situația pe seama faptului că a avut doar un atacant. Dacă ar fi avut încă unul, ar fi putut să pună o presiune mai mare pe apărarea adversă. Derbiul Superligii Serbiei l-a dus față în față pe Steaua Roșie și Partizan. A fost 2-2 scorul final în cel de-al 172-lea meci dintre cele două echipe. Partida a avut un final dramatic, deoarece alb-negri au încheiat cu un jucător mai puțin pe teren, din minutul 74. Partizan se menține pe primul loc în clasament cu 60 de puncte, în timp ce Steaua Roșie ocupă poziția a doua cu 59 de puncte. Victorie mare pentru voleibalistele de la CSM Lugoj în fața campioanei volei Alba Blaj. Lugojencele s-au impus cu scorul de 3-0 pe seturi 25-23, 25-21, respectiv 25-23 și au urcat pe primul loc în clasamentul diviziei A1, când mai este un singur joc de disputat din sezonul regulat. Formația din Banat este pe val, a înregistrat 9 victorii consecutive din 10 meciuri în retur și s-a impus în partide contra echipelor de tradiție din voleiul românesc. Publicul a umplut până la refuz sala sport lui Ioan Kunst Germănescu, aspect remarcat și de jucătoarele echipei adverse. Din punctul meu de vedere, aici au fost la ele acasă, au avut galerie, și noi am avut galerie, doar că au fost peste noi și au avut mai multe dorințe și s-a văzut. Ce crezi că a avut Lugoșul în plus, în afară de public despre care spuneai, pentru a câștiga acest joc? Dorință, zic eu. Noi n-am fost pe dorință astăzi și nu știu ce s-a întâmplat, am pornit de acasă foarte încrezătoare. De partea cealaltă, jucătoarele gazdelor au declarat că spiritul de echipă și galeria extraordinară au purtat Lugojul spre victorie. Mă bucur foarte mult că am revenit în echipă și în primul rând am câștigat. Am avut o galerie foarte frumoasă în spate care ne-a ajutat și datorită lor și a întregii echipe am reușit să câștigăm astăzi. Cum a fost meciul? Cum l-ai simțit? Toate seturile au fost extrem de strânse. A fost un meci foarte tensionat, cu multă presiune, dar împreună am reușit, ne-am unit și ne-am așteptat unele pe altele și am reușit să câștigăm. A fost un meci uimitor pe care a ieșit absolut tot.
meci cu Blaj am folosit o nouă formulă de echipă, iată, dar o formulă care și aceasta s-a dovedit a fi câștigătoare. Cum ați simțit această schimbare acum cu apariția Ioanei pe centru? Cred că asul nostru din mâine, că sezonul acesta a fost fix asta, faptul că ne schimbăm de la meci la meci, niciodată nu se știe. Antrenorul CSM-ului a precizat că se aștepta la un meci în 5 seturi, iar victoria cu 3-0 a fost o surpriză pentru toată lumea. Nu prea am ce să zic, sunt și eu foarte emoționat și chiar nimeni nu a așteptat la un meci 3-0, se câștige sau Blajul sau noi, toată lumea a fost pregătită pentru 5 seturi. E luptă mare la vârful de clasament, cum se și vede, suntem tot 3 echipe într-un un punct. Eu vreau să felicit echipa noastră, care pentru mine sunt adevărate heroine. CSM Lugo va disputa ultima etapă în deplasare la Voluntari. CSM Reșița a învins clar una dintre echipele cu pretenții la promovare. Jucătorii din Valea Domanului s-au impus clar cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Gloria Buzău, într-o partidă care a contat pentru etapa a 18-a din Liga a doua. Omul meciului a fost fără doar și poate Elton da Silva. Acesta a deschis scorul minutul 11 și a obținut un penalti în minutul 21, în urma căruia Marian Drăghiceanu a dublat avantajul. Am întâlnit astăzi o echipă care în proporție foarte mare va fi în Liga 1 și faptul că noi, victoria noastră este pe deplin meritată, asta nu dă decât încredere și speranțe pentru viitor. Vreau să-i felicit pe toți, în special pe Elton, pentru că este un jucător care sunt convins că de mult n-am mai auzit laude despre el, dar chiar o merită cu prisosință, pentru că a și marcat un gol și a fost și coautor la penaltul sau autorul penaltului din care a scris Drăghiceanu. Pe lângă Elton, toți ceilalți merită felicitări, inclusiv cei de pe banca de rezerve. Antrenorul oaspeților a precizat că a încercat să-i facă să înțeleagă pe jucătorii săi că nu vor avea un meci ușor la Reșița și că jucătorii CSM-ului sunt greu de învins pe teren propriu. Dar în ciuda acestui fapt, eșecul a fost inevitabil. Astăzi nu am arătat deloc bine. Veneam după două meciuri bune. I-am făcut să conștientizeze că ne așteaptă un meci foarte greu. Reșița e o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Că nu va juca numele, că nu e important, că unii jucători de-ai mei au experiență la nivelul Ligii 1 și că trebuie să ne batem pentru fiecare minge, să facem un efort, să fim generoși cu efortul și să... Din păcate am fost surprinși de un gol din fază fixă, primul. Știam că da Silva, majoritatea fazelor fixe sunt bătute pentru el. În urma acestei victorii, CSM Reșița se află pe locul 9 în clasament, cu 27 de puncte și mai are șanse pur teoretice să prindă play-off-ul. Corvinul Hunedoara s-a impus fără probleme în meciul contra celor de la FC Argeș. A fost 2-0, iar ambele goluri au fost marcate în prima parte a jocului. Jucătorii hunedoreni au deschis scorul repede, în minutul 5 prin Antoniu Manolache, și și-au dublat avantajul prin Marius Kindriș în minutul 24. Ambele goluri ale Corvinului au venit din faze fixe, lucru deloc întâmplător. Antrenorul Florin Maxim a admis că aceste faze fixe au fost lucrate intens la antrenamente în săptămâna premergătoare meciului. Au fost foarte conectați și la fazele fixe, nu că nu ne-au ieșit până acum fazele fixe, dar ieri au ieșit foarte, foarte, foarte bine și sincronizarea dintre ei și cel care bătea cornerul și băieții care atacau, să știți că ne-au ieșit niște lucruri și la antrenament. Mă bucură faptul că reușim să înscriem și din faze fixe. Meciul puteam să-l închidem și prin acea ocazie mare a lui Lupu. Lupu a mai avut încă o finalizare din careu. Bradu a doua repriză, a mai fost și ratarea lui Marius. Pe ansamblu sunt foarte, foarte mulțumit. Dar... Dezamăgirea a fost evidentă în cealaltă tabără. Jucătorii echipei adverse au spus că vor căuta motivele care au dus la acest eșec. Și tu a fost un meci
pe care l-am tratat cu intensitate de la începutul meciului până la sfârșit. A fost un duș rece la Buzău, am analizat ceea ce am greșit. Cred că s-a și văzut că nu am mai început cu acea timorare, să zic așa, și am fost cu piciorul pe accelerație de la începutul meciului. Vă dați seama că este normal suporterii să fie supărați, căutăm cu toții cauzele pe care ne trebuie ca să ne scoată de aici, să începem să jucăm fotbal, pentru că așa nu o văd prea bună situația. A fost un meci foarte greu, știam că cei de la Hunedoara sunt o echipă de luptă, din păcate am primit acel gol foarte repede, după aceea strategia noastră a trebuit să se schimbe un pic și a venit și golul 2, nu am avut forță să revenim și din păcate am pierdut. Corvinul ocupă acum locul 2 în clasament cu 37 de puncte, iar etapa viitoare are meci în deplasare contra celor de la Unirea Slobozia. Poli Timișoara a trecut pe teren propriu cu scorul de 2-0 de Gloria Lunca Teuz Cermei și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a al seriei a 8-a. Meciul a fost unul solicitant pentru timișoreni, aceștia reușind să marcheze ambele goluri în repriza secundă. Primul gol a purtat semnătura lui Robert Curescu, iar cel de-al doilea a fost reușit de Daniel Olariu. Paul Code a recunoscut că în prima parte a meciului jucătorii săi au evoluat mai timorați. Cred că am avut un pic de trac și un pic de presiune în prima repriză. Știam că dacă câștigăm, suntem matematic în play-off. Ne-am dorit mult victoria, ne-am dorit mult să facem un joc bun. Din păcate, prima repriză am fost crispați, am avut trac un pic, dar în repriza a doua, zic că lucrurile s-au reglat și, cum ai spus tu, cred că repriza a doua a fost totală a noastră și am câștigat meritat. Mă bucur foarte mult că mi-am ajutat echipa. Ne bucurăm că am trecut peste acest meci învingători și așteptăm săptămâna următoare să ne concentrăm pe meciul cu Pecica și să îl pregătim cum trebuie. Așa că ai dat gol de pe poziție chiar defensivă, nu trebuia să fii mijlocașul la închidere cumva? Da, joc ce îmi spune domn profesor, nu am pretenții, joc. A fost să fie, am urcat cu mingea la picior și am văzut că nu mă atacă nimeni și am reușit să dau la poartă. Da. Robert Curescu, fotbalistul care a deschis scorul, a admis că în prima repriză jucătorii de la Poli nu au avut deloc viață ușoară. Mă bucur că am deschis scorul și că am putut să-mi ajut echipa într-un meci dificil, prima repriză zic eu, dar a decurs totul bine și mă bucur pentru victorie. A fost mai greu până la primul gol, e un lucru parcă văzut și în deplasare, veți acum etapa următoare aveți ocazia să spargeți lucrul ăsta, dacă marcați în prima repriză la Pecica, vă doriți asta? Da, ne dorim, la fiecare meci ne dorim să marcăm, dar având în vedere, nu știu, motivația fiecărui jucător, o să depindă de fiecare, dar ne gândim că e totul bine până acum și vedem ce o să fie la sfârșit. Alvioleții au acumulat 33 de puncte și au revenit pe poziția secundă în clasament. CSC Peciu-Nou câștigă la pas meciul contra celor de la Phoenix Buziaș cu 4-1, iar la pauză diferența era deja de 4 goluri. Peciu-Nou și-a asigurat astfel calificarea în play-off. Meciurile noastre nu sunt cu echipele din play-off. Noi avem meciurile noastre cu cele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, a precizat Cosmin Petruescu. Partidele și meciurile noastre nu sunt cu echipele din play-off, cu Peciu, cu Poli, cu Pecica sau cu Oradea. Noi avem meciurile noastre cu echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. Este un proiect pe care ni l-am asumat în această iarnă. Am avut problemele noastre interne. Este un proiect pe care ni l-am asumat. Deocamdată avem un avans liniștitor față de ultimele trei clasate. Și obiectivul pentru etapele care au mai rămas este acela de a da posibilitatea tinerilor să aibă meciuri în picioare, să aibă minute și de ce nu să plece în eșaloanele inferioare, în eșaloanele superioare, pardon, la fel cum au făcut și alți băieți în această iarnă de la noi. Reprezentanții echipei din Peciu-Nou se gândesc deja la play-off. În play-off ne propunem exact ce ne-am propus până acum, să luăm fiecare meci în parte,
să tratăm toate meciurile serios și să vedem la final unde vom ajunge. Gândim departe, având în vedere contracandidatele pe care le avem, dar mă bucur că antrenez un grup de băieți serioși, extraordinari și putem face lucruri frumoase. Peciu Nou poate aborda acum mai liniștite etapele finale din retur, acasă cu CSSHOI Milipova și la Timișoara cu Politehnica, egală la puncte a verzilor după sezonul de toamnă. Prima etapă a play-off-ului primei ligi de futsal a consemnat un eșec pentru CFR Timișoara. Timișorenii au pierdut la limită cu scorul de 2-3 în fața celor de la CSM Deva. La finalul primei reprize, rezultatul era în favoarea celor de la CFR, însă în a doua parte a jocului, ostilitățile s-au schimbat pe teren, iar echipa adversă a reușit să egaleze și apoi să preia conducerea. Aceasta a fost prima victorie a celor de la CSM Deva în fața feroviarilor în acest sezon. Etapa viitoare, echipa timișoreană se va deplasa la United Galați. SCM Timișoara, calificată în Final Four-ul competiției Alpe Adria Cup, a învins echipa austriacă gazda competiției. Astfel, echipa de basket a Timișoarei joacă o finală euroregională în urma unui meci interzis cardiacilor. S-a încheiat 94-92 pentru SCM, care va juca miercuri cu trofeul pe masă. Attack mode, corner 3 is good. Much needed for Kevin Lebulls. Noah Bauman is saving the day. Mitrovic again. Ooh, he took two defenders. Vlad Morar regretă enorm că UTA nu a bătut Dinamo și echipa s-a ratat calificarea în play-off. El speră ca albi-roșii să termine primii în play-out și să joace barajul pentru Conference League. Elevii lui Mircea Rednic vor da primul examen luni de la ora 17:30 contra voluntariului. Lotul este poate mai bun decât când a fost data trecută, dar este pe un drum bun UTA și dacă va continua așa, sper ca la anul să fim în play-off. Să fie echipa în play-off. Poate a fost și puțină presiune pe noi, dar cu toate astea trebuia să câștigăm, pentru că cu o victorie eram în play-off. Dar asta nu mai contează. Acum ne gândim la meciul de luni și la play-out. Că și obiectivul nostru o să fie să câștigăm play-out-ul. Eu asta îmi doresc. Și luni așteptăm un măr cât mai mare alături de noi.